Vă salut, dragi prieteni! Astăzi vă aduc în atenție noile căști pe care OnePlus le-au lansat ieri pe 16 decembrie. Numele căștilor este OnePlus Buds Z2, o generație nouă ce aduce elemente noi la căștile entry-level Buds Z. Căștile OnePlus Buds Z2 sunt disponibile în exclusivitate pe site-ul gsmnet.ro, care este distribuitorul oficial al accesoriilor OnePlus în România. Producătorul a dorit să redefinească ceea ce înseamnă căștile entry-level pentru ei. Și așa a luat naștere acest produs ce aduce în prim plan anulare zgomot activ până la 40 de decibeli, drivere dinamice de 11 mm ce reproduc bas excelent și un set de 3 microfoane ce livrează apeluri de înaltă calitate. Căștile te vor introduce în zona de relaxare, cu cele două moduri de anulare zgomot activ. Acest lucru oferă mai mult control asupra playlistului audio. De asemenea, modul transparență este în continuare, dacă vrei să fiți conectat cu lumea reală. De altfel, te bucuri de sunet de înaltă calitate și de Dolby Atmos. Acum, vă sunt cunoscute difuzoarele dinamice de 11 mm? Da? Asta pentru că sunt folosite aceleași difuzoare de pe căștile flagship OnePlus Buds Pro. Și da, livrează același bas profund, treble și suport încă o dată Dolby Atmos, pe care utilizatorii telefonului OnePlus îl vor iubi. Și vin de asemenea cu 3 moduri de sunet și anume, modul cinematic, modul imersiv pe muzică și modul gaming. Pe parte de apeluri, căștile vin cu 3 microfoane, care lucrează împreună pentru a filtra sunetele nedorite din exterior și se vor asigura ca vocea să fie auzită tare și clar de persoana cu care vorbiți. Designul căștilor este unul asemănător cu generația anterioară, însă sunt cu 15% mai mici. De altfel, sunt și mai ușoare și vin în două culori, alb și negru. Vor arăta la fel de grozav precum sunetul pe care îl redau. Sunt prevăzute cu un veliș nano-hidrofobic, ce înseamnă că pot fi folosite în timpul exercițiilor fizice intense, având indice de rezistență IP55, iar carcasa de încărcare este la fel rezistentă la picături de apă cu indice IPX4. Pe partea de autonomie, avem până la 38 de ore, ce înseamnă întreaga zi și după încă o zi întreagă, iar cu încărcarea flash charging, în doar 10 minute pot fi utilizate până la 5 ore. Pe partea de conectare, avem Bluetooth 5.2, ce oferă conectare stabilă cu telefon Android, chiar și cu iOS. Acum, cu siguranță vă întrebați ce diferențe sunt față de generația OnePlus Buds Z. Versiunea Bluetooth este actualizată de la 5 la 5.2. Avem drivere dinamice de la 10 mm sau introdus de 11 mm, cele care sunt prevăzute pe OnePlus Buds Pro. Acest lucru este foarte important. Apelurile sunt mai clare, având 3 microfoane față de 2 cum erau la generația anterioară. Avem de asemenea anulare zgomot activ până la 40 de decibeli. Designul este mult mai mic, cu 15% față de generația anterioară. Autonomia cu carcasa de încărcare este de la 20 de ore la 38 de ore și pe 10 minute de la 3 ore până la 5 ore. Am ajuns la final. Concluzia este la voi. Chiar sunt curios să-mi spuneți în comentarii ce părere aveți despre noile căști de la OnePlus, OnePlus Buds Z2, pe care le găsiți oficial și în exclusivitate în România doar pe gsmnet.ro. Până data viitoare, vă doresc spor la cumpărături!